Un bărbat din Călăraș a fost condamnat ieri la un an de închisoare cu executare pentru ultraj după ce a amenințat doi polițiști. Incidentul a avut loc în luna august 2023, atunci când vecinii au sunat la 112 pentru că bărbatul avea un conflict cu un vecin. Ajunși la fața locului, cei doi agenții de poliție au constatat că cearta celor doi se confirmă și au încercat să planeze situația. Bărbatul condamnat a devenit însă agresiv și a început să înjure polițiștii astfel că aceștia l-au imobilizat. Pentru că inculpatul s-a opus prin forță, unul dintre polițiști a fost rănit la mâna stângă. Bărbatul a fost apoi introdus în mașina de poliție și condus la secție pentru cercetări. Acesta nu s-a oprit însă și a înjurat și a amenințat polițiștii, inclusiv în timp ce se afla în autospecială, dar și la sediul poliției. Bărbatul are 44 de ani și este șofer. Totodată, pe parcursul urmăririi penale, acesta nu și-a recunoscut fapta. Magistrații judecătoriei Călărași au dispus ieri condamnarea la una de închisoare cu executare a bărbatului. Această condamnare este compusă din pedeapsa pentru fapta de ultraj la care s-a adăugat o parte dintr-o pedeapsă suspendată anterior. În trecut, bărbatul a mai fost condamnat cu suspendare după ce a condus beat. Sentința judecătoriei Călărași nu este definitivă, iar inculpatul poate face apel în 10 zile.